Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ce te uiți la mine așa? Trebuie să mă mai tundă? Nu am treabă așa cu frezele tale. Cine e problema ta? Da, sau serios, mai uite cineva la să tine. Știi că sunt fan Nicuș Ordan și de asta m-am lăsat părul lung. Vă dăm o știre, puteți să ne invidiați toată țara să se oprească în momentul ăsta și atenție, invidiați-ne. Opriți lucrul. Opriți grătarele. Invidiați-ne acum. În București vin 100 de tramvaie noi. Nouțe, practic. Maica mea. Zero. Curate de la Astra Arad. Sunt și cumpărate de la Astra Arad. Deci vin tramvaiele, frate. Tramvaie de ale noastre, românești. Asta e, ne-au încurajat să mâncăm românești, acum ne plimbăm românești. Da. S-a semnat contractul, a anunțat domnul Nicuș Ordan. E bucurie mare de tot. Sigur, problema e că tramvaiele astea noi sunt mai lungi decât trebuie. Adică ele au... Știți că noi aici în București mai avem probleme. De astea luăm metrou, trenuri de metrou mai late decât stația. Da, mă, dar acolo a fost simplu. Era vorba de câțiva centimetri. S-au luat la pilă. L-au luat la pilă. Da. Nu metrou, ci stația. Stația, da. Metrou nu s-au luat. Acum, trenurile astea sunt, ele au 36 de metri lungime. Așa. Deci lungi, tată. Da. Sunt cu vreo 10 metri mai lungi ca tramvaiele care circulă acum prin oraș. Sunt capă mai mult cetățeni. Trebuie, sigur, trei refăcute și lungite o mulțime de refugii de tramvai. Că ele vor opri în stradă. Ne-au rămas refugiile mici? Da, acum ne-au rămas refugiile mici la tramvaiele. Ne-au crescut tramvaiele, ne-au rămas refugiile mici. Bă, nu se termină niciodată. Pe cuvânt, e și greu să fii primar în orașul ăsta. Când rezolvi una, na cu alta. Știi, ai luat trenuri, bă, alea trenurile de metrou erau la Ministerul Transporturilor, da? În general, nu poți să mulțumești oamenii. Ei da. Trenul de metrou nou, uite că nu încape în stație. Trebuie să modifici stația. Modifici stația, iese trenul de metrou prin perete, că n-a fost softul bun. Da. Și tot așa, acum, ei 100 de tramvaie. Este domnul Nicuș Ordan, fericire mare, nu știu ce, chestii. Uite că trebuie refăcute refugiile. Dar nu refaci, mă, nimic. Ba, da, trebuie refăcute. Nu deschizi ultima ușă. Luca. Și în spate poți să amenajezi și o frizerie, știi? Da. În spate faci acum un restaurant. Tot faci bar. Frizerie. Și... Bine, pe de altă parte, acum, deci trebuie mărite, sunt, cum am zis, vreo 49 de refugii trebuie refăcute. 20 dintre ele sunt pe linia lui 41. Faimosul tramvai 41, cel mai folosit tramvai din toată România, al doilea pe București. Eu din istoria umanității. Cred că o să trăiască să lungească un pic și intersecțiile. Acum când se blochează tramvaiul în intersecție, blochează intersecția plus 10 metri. Da. Și acum, vezi, o să blocheze și 10 metri din strada de dinainte. Da. Deci, trebuie făcut ceva și cu intersecțiile, dar nu știu, trebuie să fie, cred, și mai înalte. Nu-mi dau seama cât de înalte să fie, ca să... Pentru ce? Păi la inaugurare o să vină domnul Nicuș Ordan. Așa. Și are freza, a zis, mai nou ca Rovana Plumb. Da, măcar Rovana Plumb folosea fixativ. Acum, domnul Nicuș Ordan încă n-a descoperit fixativul, dar a descoperit că are o coafură afro, așa. Crezi că își face coc? Sau îl putem aștepta rasta. Dacă își lasă, mai își păi face rasta. Deci dacă îl văd pe domnul Nicuș Ordan cu două codițe în stânga-dreapta, pe cuvânt că îl votez din nou. Altfel nu sunt sigur. Da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.